Trăim într-o lume în care multe țări nu mai cred în principiile iudeo-creștine, deși acestea au fecundat ideatic întreaga cultură euroatlantică. Mai mult, aceste țări și-au stabilit propriile criterii după care își ghidează atât guvernarea, cât și principiile pe baza cărora stabilesc drepturile umane. Din postmodernitate până astăzi, în nenumărate țări, statutul de persoană este considerat întru totul o convenție socială, în care noi suntem cei care hotărâm dacă cineva este prea tânăr sau prea bătrân, prea retardat sau prea bolnav, prea nefolositor sau prea deranjant pentru a avea dreptul la statutul de persoană. Întrebarea este următoarea. Nu am învățat nimic din tragedii precum sclavia și decizii judecătorești care stabilesc că negrii nu sunt persoane? Oare credința că evreii sau alte minorități etnice nu sunt persoane n-a fost suficient pentru a ne învăța pe ce terenuri minate pășim ca umanitate atunci când susținem relativismul vieții? Astfel, vreau să observăm care sunt, deci, argumentele oamenilor în favoarea avortului. Unul dintre ele ar fi că există situații terapeutice în care avortul este necesar pentru bunăstarea mamei, inclusiv nevoia de a diminua degradarea cauzată de o sarcină rezultată în urma violului. Un alt argument ar fi acela că o sarcină nedorită are ca rezultat un copil vulnerabil la neglijență și abuz. Pe de altă parte, trebuie să avem compasiune pentru femeile a căror viață e amenințată de avorturi ilegale executate de către măcelari în camere dosnice. Însă argumentul care a persistat pe buzele promotorilor mișcării feministe și acelora care sunt pro-avort a fost: fac ce vreau cu trupul meu. Aceste motive par la o primă vedere meritorii, convingătoare și de necombătut. La baza lor stă însă o presupoziție majoră, aceea că un copil nenăscut nu este cu adevărat o ființă umană și o persoană, ci doar o potențială viață umană sau o persoană. Dacă pruncul nenăscut nu este o persoană, o ființă umană, ci doar un țesut sau un apendice nefolositor, atunci toate aceste argumente în favoarea avortului și altele asemănătoare sunt într-adevăr convingătoare. Dacă, însă, copilul nenăscut este cu adevărat o persoană, atunci toate aceste argumente se dovedesc a fi doar un apel emoțional fără justificare rațională. De exemplu, cine ar susține în baza argumentelor invocate de susținătorii avortului că Hitler a avut dreptate să ucidă evreii pentru că erau inferiori și indezirabili? Pe aceeași idee, niciun adept rațional al avortului n-ar susține că mama faimoasei cântărețe Ethel Waters avea dreptul să-și ucidă fiica la ani de zile după nașterea acesteia pentru că era chinuită încă de amintirea violului în urma căruia fusese concepută fiica sa. Însă, de ce ar recunoaște susținătorii avortului că astfel de crime sunt evident rele, din moment ce ei insistă în baza acelorași motive că avortul este corect? Argumentul fundamental este că ei nu consideră copilul nenăscut ca fiind o ființă umană și o persoană. Astfel, ei nu cred că interdicția de a ucide îi se aplică fătului. După anul 1958, când a fost legalizat și până în prezent, incidența avortului a fost mai mare decât în țările occidentale, la noi în România, indiferent de regimul politic al României sau de regimul legal al avortului. Conform statisticii privind avorturile în România, realizat de organizația Marșul pentru Viață, observăm că avem un număr de 7.521.000 de avorturi în perioada de liberalizare, adică din 1958 până în 1966. Păi avem 7.298.000 de avorturi legale în perioada de restricționare, din 1967 până în 1989. Iar mai apoi, statistica a explodat la 8 milioane de avorturi în perioada de liberalizare, din nou, din 1990 până în 2020, în 30 de ani.
România este a doua țară din lume în ceea ce privește mărimea raportului de avorturi existentă după Rusia. În România, media națională este de 3 avorturi în viața unei femei, pe când în țările occidentale este de cel mult un avort. Astfel, în România, problema avortului este o serioasă problemă. Ne confruntăm cu un holocaust românesc. Stalin a ucis cel puțin 18 milioane de oameni. Hitler cel puțin 12 milioane. România, conform statisticii de mai sus, a ucis mai mult de 20 de milioane de copii nenăscuți din 1958 până în prezent. Există atâtea elemente legate de problema avortului încât dezbaterile pe această temă pot deveni complexe și poate chiar derutante. Pentru a clarifica măcar în mod succint câteva dintre aceste probleme, doresc să răspund la două întrebări fundamentale cu privire la avort și la drepturile omului. Și prima întrebare este următoarea. Este fătul o ființă umană sau nu este? Știința a demonstrat că, din punct de vedere genetic, viața umană începe la concepție. Dar toate caracteristicile genetice ale unei ființe umane, distincte și complet dezvoltate, sunt, în fapt, nu doar potențial, ci și prezente din momentul concepției. Ginecologii sunt astfel sfătuiți să considere copilul nenăscut drept cel de-al doilea pacient. Din punct de vedere biologic, viața este un curs continuu, dar nu există un punct la care acesta încetează pentru a reîncepe mai apoi dintr-o dată. Viața umană este transmisă prin concepție, da? De la părinte la urmaș, fără nicio întrerupere. Deci, întrebarea când începe viața nu este de fapt o întrebare. Atunci când avem 46 de cromozomi, avem deja o ființă umană. O viață nouă și distinctă, cu un cod genetic nou și distinct. Acesta nu este codul genetic al mamei, nici codul genetic al tatălui. Pe baza dovezilor genetice, fătul ar trebui recunoscut drept ceea ce este. O viață umană distinctă. O altă întrebare este aceasta. Este fătul o persoană sau nu este o persoană? Da, un subiect des întâlnit în dezbaterile INS, ale Institutelor Naționale de Sănătate din America, a fost următorul. Sunt toate ființele umane persoane? Cine și pe ce bază are dreptul să decidă cine este o persoană și cine nu? Dacă definim condiția de persoană în termenii purității genetice, trebuie să avem consecvență logică de a declara că toți membrii societății noastre care suferă de vreun defect genetic, cum ar fi sindromul Down, da, sietlemia și altele, sunt și ei non-persoane. Dacă definim condiția de persoană în funcție de vârstă, numărul de luni, de ce să nu excludem din societate unii oameni, bătrâni de pildă, pe criteriul vârstei? Dacă definim condiția de persoană în funcție de mărime, de ce nu îi excludem pe pitici sau pe uriaș? Păi dacă definim condiția de persoană în funcție de locație, da, în afara uterului, de ce n-am discriminat categoriile sociale din cauza locațiilor, da, periferii, ghetouri? Dacă această condiție de persoană nu este un dar cu care ne-a înzestrat Creatorul concomitent cu viața umană, atunci noi suntem cei care trebuie să stabilim cine este și cine nu este o persoană. Și există doar două opțiuni în ce privește condiția de persoană. Fie ființele umane sunt persoane în momentul concepției, momentul când devin ființe umane, fie ele devin persoane într-un moment ulterior și din vari motive, în afara celuia că posedă o natură umană. În primul rând, diferențierea dintre ființă umană și persoane poate fi irelevantă din punct de vedere legal. Dar atât anumite specii de animale, cât și corporații se află sub protecția guvernului. Chiar dacă cei nenăscuți sunt doar potențiali persoane, nu există niciun motiv ca să nu fie protejați. Din contră, există motive serioase pentru care ar trebui protejați din moment ce doar prin naștere au posibilitatea să devină persoane adulte. În al doilea rând, distincția dintre ființe umane și persoane e arbitrară. Dar nu există temeiuri solide pentru a declara ființele umane non-persoane, ci doar criterii de funcționalitate. Dacă se fac deosebiri funcționale,
aceasta este pur și simplu discriminare pe criteriul abilităților și nu pe baza adevăratei naturi a ființelor în cauză. În al treilea rând, distincția dintre ființe umane și persoane, da, pe criterii de funcționalitate, ar justifica uciderea atât a copiilor cât și a adulților care și-au pierdut aceste funcții. Cei care suferă, de exemplu, accidente cerebrale sau își pierd cunoștința, continuă să rămână persoane, chiar dacă sunt temporar în comă. Cei care dorm sau sunt în stare de inconștiență continuă să fie persoane, chiar dacă nu își exercită funcțiile de persoană. În al patrulea rând, bazarea condiției de persoană pe funcții înseamnă confundarea funcției cu esența. Funcția este rezultatul esenței și nu invers. Deosebirea dintre o ființă umană și o persoană este domeniul funcției, nu al esenței. Dacă cineva poate decide că cineva este o persoană sau nu, atunci cel care este mai puternic va decide acest lucru. Și noi toți ar trebui să ne gândim la ce se poate întâmpla cu noi când suntem slabi. Ce anume face ca cineva să fie o persoană este capacitatea de gândire și alegere. Dacă această capacitate nu este parte din natura acelei ființe umane, acea ființă nu o poate dezvolta. Dar noi avem această capacitate din prima zi a vieții noastre. Pentru că vine cu natura noastră umană. Este mai rău să ucizi ființe umane înainte decât după ce ei își dezvoltă potențialul pe care îl dă propria lor natură. Dacă noi facem deosebire între oameni pe baza abilităților lor intelectuale, noi dăm la o parte principiul egalității în drepturi. Noi stabilim două clase de oameni. Cei care au drepturi și oamenii care nu au drepturi. Ce are Biblia de spus, pentru că suntem într-o emisiune creștină și ne bazăm pe argumentele creștinismului. Ei bine, argumentul biblic fundamental împotriva avortului are la bază egalitatea dintre copilul nenăscut din pântece și copilul sau adultul din afara pântecului matern. Cu alte cuvinte, Scriptura descrie nenăscutul indicând o continuitate a identității personale. Da? În relatarea primei nașteri, când Eva l-a adus pe lume pe întâiul ei născut, Cain este descris într-un limbaj personal. Textul din Geneza, din capitolul 4, acolo citim că Adam s-a împreunat cu nevasta sa, i-a rămas însărcinată și l-a născut pe Cain și a zis: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Viața lui Cain este percepută ca și continuitate, iar istoria acestei vieți începe în momentul conceperii lui. Eva vorbește despre Cain fără o presupunere a unei discontinuități între concepție, naștere și viața lui de după naștere. Persoana concepută este considerată aceeași cu persoana născută. Chiar dacă nu l-ar fi născut pe Cain, Eva ar fi spus că a conceput o persoană, pe Cain. Ideea continuității dintre momentul conceperii și naștere este mai clară în cartea Iov, în capitolul 3, unde este scris: blestemată să fie ziua în care m-am născut și noaptea care a zis s-a zămislit un copil de parte bărbătească. În acest pasaj poetic se folosește așa numitul paralelism sinonimic, da? În care al doilea vers al poeziei reafirmă ce s-a spus în primul vers. Adică spune același lucru, dar cu alte cuvinte. Acest tip de paralelism sugerează că pruncul abia născut și copilul care a fost zămislit sunt una și aceeași persoană. Aici cuvintele născut și zămislit sunt folosite interschimbabil, da? Sugerând că persoana există atât la concepție cât și la naștere. Ceea ce a venit prin naștere este echivalentul la ceea ce a început la concepție. Femeia nu a conceput un lucru sau o bucată de țesut, ci un băiat, o persoană. Alte exemple potrivit cărora nenăscuții sunt cunoscuți de Dumnezeu găsim în Psalmul 139, care arată clar că Dumnezeu se implică direct în conceperea copilului nenăscut și că îl cunoaște personal. Mai sunt două texte care sublinează continuitatea identității personale. În Psalmul 51 găsim scris: iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Aici David își mărturisește nu doar păcatul de a fi comis adulter cu Bathsheba și uciderea cu premeditarea soțului ei, Urie, hetitul,
ci și inclinația înăscută înspre păcat. Starea de păcat este caracteristică tuturor oamenilor. Iar David arată că a moștenit-o încă de când a fost conceput în pântece. Așadar, inclinația spre păcat este atât o trăsătură a persoanelor adulte, cât și a celor nenăscute. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care nu ar trebui făcute discriminări pe baza diferențelor funcționale între statutul de ființă umană și statutul de persoană. Dar din moment ce nu există o diferență esențială între condiția de ființă umană și condiția de persoană, concluzia logică este că toate ființele umane sunt persoane și se cuvine să fie protejate. Avortul refuză ființelor umane cele mai fundamentale drepturi pe care le au. Guvernele sunt alese pentru a asigura apărarea drepturilor pe care Creatorul le-a conferit deja ființelor umane. Prin aceste drepturi se află dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii. Acesta este adevărul, pur și simplu.